Nea Sorin, dar credeți că e numai vina lui Ivan că a ajuns în situația asta? Sau acolo se întâmplă niște lucruri care cu siguranță dumneavoastră le știți mai bine? Hai să spun ceva. Ivan n-a fost... El mai puțin, noi îi spunem că el să se consideră neîndreptățit. N-are voie el să se considere neîndreptățit, că din punctul ăsta de vedere el a fost foarte sprijinit. În absolut tot ce i s-a întâmplat în viața lui de fotbalist. Chiar și atunci când el a dat kicks în partea altă, Rotaru a fost... L-a adus înapoi. Băi, a renunțat la 1,5 milioane. Rotaru a renunțat, Mihai a renunțat la 1,5 milioane. Bani care trebuia să ia de la echipa aia rusească ca să se aducă înapoi la Craiova. Deci îți dai seama, în România e ca și cum un patron cumpără un jucător cu 1,5 milioane. Ai văzut cum spui tu, apropo de Gigi, că a luat, a dat 1,7 milioane pe Minculescu. Așa și Rotaru a dat 1,5 milioane pe Ivan și l-a adus aici, l-a recapacitat la asta. De ce să te simți neîndreptățit? De ce să-ți iei o atitudine? Când patronul face sacrificiile astea pentru tine. S-a certat cu Edi Iordănescu. Rotaru nu mai vorbește cu Edi Iordănescu. Nu mai vorbește de la Ivan. Gândește-te, ți-am dat contract până în 27. Deci el din 22 a făcut contract pe 5 ani cu Craiova. Rotaru i-a dat contract până în 27. Ce să-i facă Rotaru? Tu decât să muncești și ce am spus eu, în toate acțiunile care le faci tu, el la 27 de ani, apărătorul n-avea voie să știe, să înțeleagă pe ce picior driblezi tu. Eu asta sunt aici, spun, și am spus tot timpul că este o vină a lui în faptul că de multe ori este contrat de apărător. Pentru că el încearcă să-și facă pe piciorul drept și toată lumea știe treaba. Dar de ce să stai la 27 de ani să fac numai un dribbling pe piciorul drept? Chiar dacă ăla îl fac uneori destul de bine și, eu știu, calibrez șutul frumos, îl transmit și dau goluri spectaculoase sau goluri frumoase. Păi, dar de ce să nu pot să fac și cu piciorul stâng? Că sunt un atacant care joc de la 17 ani, de la 16-17 ani.